În sezonul estival, administrația Parcului Național Retezat atrage atenția turiștilor asupra regulilor stricte privind camparea și folosirea refugiilor în această zonă montană deosebită. Astfel, refugiile Buta, Poiana Pelegi și Bucura, administrate de Salvamont Hunedoara, sunt destinate exclusiv utilizării în condiții excepționale, cum ar fi furtuni majore sau alte incidente neprevăzute. Pentru cei care doresc să nopteze în aceste locuri, este obligatoriu să fie pregătiți cu echipament adecvat, inclusiv corturi. În ceea ce privește campingul, există anumite zone marcate în parc unde este permis să vă instalați cortul. La Reușor, Pietrele, Stâna de Râu, Stănuleți, Dracșanu, Poiana Pelegi, Bucura, Zănoaga și Buta. Autoritățile parcului atrag atenția că campingul trebuie să se facă doar în aceste locuri desemnate, iar turiștii sunt sfătuiți să nu sape șanțuri în jurul cortului sau să distrugă vegetația locală pentru a-și instala corturile. Este important ca aceste locuri să fie respectate ca zone de odihnă, iar intimitatea celorlalți turiști să fie păstrată în mod corespunzător, ținând cont că pe munte toți sunt Egal. Un alt aspect important subliniat de administrație este interzicerea focurilor deschise în întreg teritoriul parcului. Pentru prepararea hranei se recomandă utilizarea unui primus sau alt dispozitiv portabil care nu prezintă risc de incendiu. În concluzie, respectarea regulilor și a recomandărilor din partea administrației Parcului Național Retezat nu numai că contribuie la protejarea mediului înconjurător extrem de fragil, dar asigură și o experiență plăcută și sigură pentru toți vizitatorii acestui colț de natură sălbatică din România.